În timp ce numărul studenților moldoveni este în scădere, cel al străinilor crește. Constatările aparțin expertului economic Veaceslav Ioniță, care susține că fiecare al 8-lea student este unul străin. Dacă acum 12 ani în țara noastră se afla 1200 de tineri veniți pentru studii, acum numărul lor este de 3 ori mai mare și contractele pe care le varsă în bugetele instituțiilor sunt mai scumpe în comparație cu cei de pe loc. Potrivit expertului, Republica Moldova ar câștiga anual în jur de 100 de milioane de dolari din faptul că instruiește tineri de peste hotare. Am mers la câteva universități din Chișinău pentru a afla de ce totuși mai mulți tineri de peste hotare optează pentru studii universitare în țară. De exemplu, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețeanu din capitală, majoritatea cei intervievați erau din Israel, pentru ei și tânărul din imagine. De ce ați ales studiile în Republica Moldova? Că așa am vrut, adică este scopul meu. Să învățăm la medicină, să fim medici. Acolo condiția este grele, înțelege? De acceptare, de trebuie să treci în vârstă de 21 de ani. Sunt mai ieftine studiile în Moldova? Taxa de studii aici e mai scump. În Moldova? Da. La noi e mai ieftin, dar acolo viața e scumpă. Și acest tânăr în vârstă de 18 ani spune că a venit la studii în țara noastră din Israel. Acum el este la anul 2 la stomatologie. Because in my family we have a lot of doctors and all of my brothers they study general medicine. So I decided to go to the stomatology and to participate in a new thing, to study a new subject, you know, in the family. And there I decide to come to Moldova to study, to try another thing, to try something a little bit difficult, you know. Iar acest tânăr este student în anul 5 la medicină generală. La fel este din Israel și ne-a spus că nu a existat un motiv anume pentru care a ales să studieze în Moldova. El consideră că Republica Moldova este o țară frumoasă, iar oamenii continuă să-l impresioneze prin calitățile lor. După studii, ce veți face? Veți lucra în Moldova? Nu cred în Moldova. Să vedem. Specialitatea încă n-am gândit, dacă sincer. Nu știu, poate plastică și vă, nu știu. Reprezentanții USMF ne-au comunicat în afara camerei de filmat că anul trecut proporția de studenți străini și din țară era de 50 la 50. În acest an, numărul celor veniți de peste hotare urmează să fie stabilit imediat după procesul de admitere, care se va încheia pe 15 octombrie. Iar la Universitatea Liberă Internațională am aflat că numărul tinerilor veniți la studii în alte țări a rămas constant, iar cei mai mulți studenți sunt din România, Turcia, Republica Democratică Congo și țări post-sovietice. Astfel, pentru a putea fi admiși la studii timp de un an de zile, ei învață limba română sau rusă la solicitare. Ei prezintă din țara lor actele mult mai înainte pentru a fi verificate. Ei sunt obligați să aibă un cazier juridic. De asta se ocupă și Departamentul de Migrație, Ministerul. Ei trebuie să solicite o viză sau un document care le permite șederea în Republica Moldova. Fiecare al 8-lea student din sălele de curs ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova este unul străin, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță. Ce venituri generează studenții străini care învață Republica Moldova? Dacă ne uităm în cifre, putem estima că anual Republica Moldova câștigă doar prin faptul că avem studenți străini care învață Republica Moldova 100 de milioane de dolari, ceea ce este de 4 ori mai mult decât acum 10 ani urmă. Și tot ce trebuie să facem noi, să înțelegem un lucru simplu, să ducem prezent o luptă enormă pentru piața educațională internațională. Țările depune eforturi enorme ca să câștige bani din educație. Veaceslav Ioniță mai spune că în Republica Moldova numărul de studenți a scăzut de la 128.000 în 2007-2008 la 57.000 în 2019-2020. Potrivit datelor expertului, cei mai mulți străini care aleg să vină la studii în țara noastră sunt din România. Pe locul 2 se află cei din Israel, urmați de tinerii din India, Ucraina, Siria și Iordania.